Bună ziua! Astăzi se încălzește, iar valorile termice se vor situa peste cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, dar spre seară se va înnora treptat în regiunile nordice și nord-estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele montane înalte și în nord-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi senin, iar termometrul va indica 14 grade în Pitești și 16 în Călăraș. În Transilvania, temperaturile cresc ușor, iar atmosfera va fi în mare parte însorită. Maximele ajung la 14 grade în Sibiu, la fel și în Cluj-Napoca. În Moldova, prima zi de weekend aduce vreme foarte caldă, cu soare și maxime de 18 grade în Focșan și 17 în Iași. În vestul țării se anunță o zi însorită. Termometrul va indica 16 grade în Reșița și 18 grade în Timișoara. În Oltenia ne bucurăm de o zi extrem de caldă. Cerul va fi senin, iar maximele ajung la 16 grade în Slatina și 18 grade la Turnu Severin. În Dobrogea, soare va străluci din plin, iar mercurul din termometre urcă până la 13 grade în Constanța și 15 în Tulcea. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și 4 grade. În a doua parte a nopții se va produce brumă în centrul și nord-estul țării și pe arii restrânse în rest. În capitală, meteorologia anunță vreme frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17-18 grade. La noapte cerul va fi senin, iar minima scade la 4 grade. Mâine ne bucurăm în continuare de vreme caldă și însorită, iar în jurul prânzului se vor înregistra 18 grade. La munte vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, dar seara în masivele nordice vor fi norări și precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în zona montană înaltă, iar noaptea, în special în Carpații meridional și de curbură, vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Se vor înregistra 6 grade în Sinaia și tot 6 la Semenic. Un weekend frumos să aveți!